Numărul hunedorenilor care au accesat fonduri europene a fost mai mic în 2013 cu aproape 800 față de anul 2012. Cu toate acestea, suprafața pentru care fermierii hunedoreni au solicitat bani a fost mai mare, ceea ce înseamnă că este un început timid de comasare a parcelelor. În anul 2013, un număr de 21.600 de fermieri au depus cereri la APIA. Aceștia au primit un avans în cursul lunii noiembrie, reprezentând aproape 50% din suma ce li se cuvenea. Cereri depuse pentru plăți directe pe suprafață. Teren arabil, pajiși, pășuni. De asemenea, s-a plătit pentru fermierii care au accesat și pachetele de agromediu pe 1, pe 2, s-au plătit 75% avansul în toamna anului trecut, mă refer luna septembrie-octombrie, iar în aceste zile s-a plătit și diferența de 25% pentru pachetele de agromediu. Fermierii au posibilitatea de a solicita subvenții pentru orice tip de culturi, întrucât Uniunea Europeană le oferă această șansă. Pe ce culturi s-au axat hunedorenii anul trecut? Culturile sunt diverse. Ei, nefiind condiționați, deci sunt sprijine financiare, scheme de sprijin financiar, stabilite de Uniunea Europeană pentru întreaga Europa, deci și pentru România, care lasă posibilitatea fermierilor să cultive pe parcele, pe suprafețele lor de teren arabil, culturi ce doresc dânsii. Plata în anul 2013 a fost în jur de 21 de euro pe hectar, în plus la cele 139 de plăți directe pe suprafață, deci în jur s-a plătit în jur de 160 de euro la hectar, plăți care s-au făcut din bugetul național. Mă refer la plățile naționale de recomplementare. Reprezentanții APIA Hunedoara au mai precizat că fermierii care cultivă între 1 și 5 hectare de teren în 2014 primesc 175 de euro pe hectar, iar cei care dețin suprafețe cuprinse între 5 și 30 de hectare, 220 de euro pe hectar. Prin acest lucru se dorește ca fermierii mici să se asocieze, tocmai pentru a putea beneficia de subvenții mai mari.